A, merge. Bun, bine ați venit la Stax TV, sezon nou cu barbă și cu plete. Astăzi vom vedea un episod despre un Audi RS6 al cărui proprietar este chiar Cătălin Iuhas. Haideți să vedem ce ne povestește Cătălin. Salut! Salut, salut! În ce parte stau, frate, că n-am vorbit aici, da? E bine, da? Bun. Asta e mașina, o știe toată lumea, cred. O ai de ceva vreme? 11 ani. 11 ani, mai puțin și faci buletin, vorbeam. Că la școală s-a dus, că dacă tot vorbim de copii. Noi ne-am întâlnit, asta vorbeam, că ne-am întâlnit și jumătate de oră vorbim numai despre copii. Dacă ne întâlneam acum 10 ani, probabil că vorbeam despre mașini, nu despre copii. Dar facem o pauză din discuția despre crescutul copiilor și vorbim despre acest RS6, care are acum câți cai? 920. 920 de cai din... De fabrică din cu cât 580. Vine? 580. Bun. I-ai mai făcut una alta. A trecut prin multe schimbări. În 11 ani. Bun. Povestește-ne cum ai făcut, când ai luat mașina, cum ai luat-o, de ce ai luat-o, de familie, te-ai gândit, băi, eu peste 11 ani o să fac un copil. Practic, peste 10 ani o să fac un copil. Peste 10 ani, corect. Gândeam, da, bă, da. Peste fix 10 ani o să fac un copil. Mă, ideea e clar că o să rămână și vreau să o am până crește fiimea. Am o fetiță. Da, dar începând, reluând întrebările tale, am vrut să-mi iau tot un Audi, suntem fani Audi, da. Așa, din familie. Și Dinamo. Deci suntem... Dinamo, da, și da. Audi, se știe. Suntem, adică sunt un pic subiectiv. Da, n-are vine nimic vorba acum, de Audi, e, de Audi și vorbim de celelalte astăzi. Mașini, de fapt. Da. Aveam un A4 și am vrut ceva mai mult. Aveai un A4 cai. Benzină. Aveam un A4 benzin, 2 litri turbo, da. Care modificat, tot așa nebunie. Modificat, da. Făcut un RS4 din el, da. Că mă certa un proprietar de RS4. Domne, ai RS4. Zic, bă, nu, frate, că e a mea, nu e RS4. Da. În fine. Și am vrut altceva, a apărut să RS6-le. Era doar combi pe vremea mea. Da. După aia a apărut, la ceva sedan. Timp a apărut sedanul. Varianta sedan. Da. Adică, scuză-mă că te întrerup, dar dacă ai fi putut să-ți alegi, te-ai fi luat sedan? Băi, nu cred. Nu cred. Dar nu ești convins. Iarăși, nu știu ce să zic. Iar acum aș alege break, cum se spune. Pe vremea aia, probabil... Te-ai fi luat sedan. Probabil fi mi-aș fi luat tot sedan. Sedan. Dar fiind grăbit, am zis, bă, nu există, mi-au break. Bun. Și-mi pare bine. Bun. Și ai luat mașina? Am luat mașina. Care a fost prima impresie? Dacă îți mai aduci aminte. Prima impresie, am plecat pe autostradă și m-am dat cu toată lumea. În seara aia am plecat. De fapt, prima impresie a fost la benzinărie, la OMV, unde am pus benzină. A venit un nene lângă mine, tinerel, mai în vârstă ca mine, și face, frate, câți cai ai pe aia, că-ți le iau de tare. Și mi-a fost rușine să zic 580 de cai și am zis, cu vreo 400. Zic că mi se părea aia, zic, bă, 580 era de mulți, cai. Era mulți, îmi plec gura, zic, da. 580 de cai. Da. I-am zis, pasul, în fine, și seara am ieșit afară și am ieșit pe autostradă, pe autostradă? Faimoasa, da. Autostradă Soarelui și ne-am încins acolo. Așa? Și... Am luat și prima bătaie, ții minte. Cine te-a bătut? De la un urs, abia și făcuse urs turbo DGH. Și zic, bă, frate, e tare rău mașina, că tremuram. Dar zic, trebuie să facem, să lucrăm la ea. M-a bătut ăsta cu urs, ești nebun, păi ce facem aici? Deci trebuie să lucrăm la ea. Și am stat câteva luni bune. Am zis, doamne, fac la mașina asta, aștept să treacă perioada de rodaj. Rodaj, da, așa. Și asta însemna că undeva prin aprilie, cred, am plecat anul următor. Mașina am luat-o în octombrie. În aprilie am plecat în Germania, la MTM. Bun, pentru cine vrea să vadă povestea extinsă și să vadă experiența lui Cătălin de la circuit, nu numai cea de la drag, puteți să vedeți pe Patreon varianta extinsă a episodului. Hai să vedem modificările. Dacă, na, câte sunt, așa, ce sunt? Din față aici ai ceva, ai modificat ceva aici? N-am modificat aspectul decât am îmbrăcat cu negru. Așa? De fapt, asta e altă grilă neagră. La motor? La motor, da. Hai să... Am ultima modificare care am adus-o mașinii și care e interesantă, a venit anul ăsta, tot băieții din Polonia, unde am ajuns să le modific.
Pentru că... Stop, BMC Air Filter. Da, da. Ascult. Pentru că, v-am spus, la King of Europe, cutia îmi dădea niște semne să... că dă să moară. Uh-huh. S-a stricat, am încercat să o fac prin România, la ZT România, mi-au făcut-o mai rău. Mi-au dat banii înapoi și am plecat în Polonia, că erau singurii care mă puteau ajuta. Băiți, la și am rămas Sport Mile. Da. Okay. Și am ajuns, și am ajuns la ei, mi-au făcut cutia, mi-au zis că ce era în cutie era everything, țin minte și acum mail-ul ăla. Everything inside your gearbox is wrong, 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 wrong. Dar mulți de wrong, foarte mulți de wrong. Adică aveam pe, trebuia să am același număr de discuri pe toate treptele, pe unul aveam 10, pe unul aveam 11. Treaba făcută în România la reprezentanță oficial. Se da. Întâmplă, da, ce vrei. Da, asta stai. Este. Mi-am făcut cutia, a fost foarte bine. Între timp s-a mai stricat odată, mai m-am dus, am mai făcut odată, la interval de câțiva ani. Mașina a fost daily drive pentru mine timp de vreo 6 ani. Până când am făcut un total la benzina care am băgat-o și am zis, bă... mai mi-a una. Mai bine da. Merg mai rar și mai mi-a una. Nu era chiar de una, dar... Da, oricum, puteai să faci ceva cu banii. Da, foarte mulți bani. Și am zis, bă, o mor, o încep să schimb cutii prea des, hai să o las. Și anul trecut, cum am ajuns în configurația anul ăsta, am trecut luând-o din garaj într-o dimineață, am plecat cu ea și la un semafor a venit un pâlc de fum peste mine. Moment în care a venit unul în dreapta mea, eram negru de supărat și mi-a întrebat: mamă, frate, ai de aia să nu te urmărească lumea? Da, sunt Batman în timpul și, liber. Da. Am zis, bă, e cazul sub no, am repart. Zis, da. Și am zis, bă, vine și fii mea, vă trimit că vreau să fie cum trebuie. Și am trimis-o la băieți și a zis, bă, putem să facem, uite, ai o fisură, zic. Putem să lăsăm așa, lăsăm, zic, nu, hai să schimbăm motorul, deja avea 120.000 de kilometri mașina, hai să refacem motorul, stoc, și zic, bă, dacă tot îl facem, nu mai există și alte turbine, nu știu ce. Mai facem că, să da. Fie, da, păcat că și nu se pot aici, bă, e da. Tot da. Se poate, avem varianta de 900 și, de fapt, de 1000 de cai și de 1200. Zic, băi, nu facem 1200, că... E prea mult. Da, mergem plus pe varianta asta, de ce 1000. Mai fac după aia? Eu vreau 1000, acum da. Ca să am motiv să fac nu, 1200. Nu. Cred, așa am zis și data trecută, nu mai intervine nimic. Data asta cred că nu mai intervine nimic. Să dea da. Dumnezeu. Bun. Și au făcut-o. Au pus și admisie de carbon aici, să arate bine. Da. Au făcut frumos și cu filtre și cu tot, cu AM, cu EGT-uri, cu tot ce trebuie. Bun, da, ai, cu aici, metanol nou. Metanol nou. Tot un sistem ce... de metanol nou. Aici am văzut. Hai să mergem la interior. Bănuiesc că la interior n-ai nimic. Nu. Merg eu pe partea asta și deschid Lumarius prin dreapta să iau deschid capul. Deschid eu Lumarius, că poți. Ia să vedem. Stau și eu, mă, aici la volan să mă dau șmecher. Încărcător de iPhone, ca tot omul, vorba aia. Nu? Din pe spate, că priza din față nu mai e bună. Nu mai funcționează. În rest, carbonul clasic. Nimic modificat, totul stoc, nu? Da. Absolut nimic modificat aici. Nu. Okay. Corect. A rezistat pielea pe schimbător? E tot okay. Pielea a rezistat peste tot, mai puțin pe scaunul din dreapta. Da? Care am schimbat o bucată din ea și, și pielea de pe volan, care am schimbat-o. Ai refăcut volanul, da. Da. Tu ești de vină, că stai în mâinile. Da. Nu mașină, corect. Să știi. Jantele, văd că ai alte jante de la a, HR. Așa. Da, HR, niște jante care au intervenit undeva prin 2010 sau 2011. Sunt mai ușoare, sunt mai mari. Sunt mai ușoare, cu vreo 5,5 kg decât cele stock. Care le mai am și pe alea. Ai simțit sunt când forjate. Ai simțit când le-ai pus? What? Am simțit ceva. Uh-huh. Exista și un calcul pe greutate care îl câștigi în cai. Uh-huh. Am simțit, nu formidabil, am simțit. Ce am simțit în schimb, am simțit când a venit din Polonia luând o bordură și nespărgându-se. Fiind forjată, da, da, e mult mai... Foarte rezistent, ceea ce recomand tuturor, chiar dacă e investiție mare, văd că foarte multă lume nu pune accent pe chestia asta, da. Te salvează de multe ori. Da, 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 contează. Într-adevăr, mult. Investiția e mare încă o dată. Da, unde de forjate, adică da, se vede ție, pe ce dai banii, da. Eu le-am de 6 ani și...
să ne prezint și portbagajul, că uitasem de portbagaj, fiind un break, îți dai seama, e un subiect interesant. La portbagaj. Portbagaj, a intervenit acest, acest rezervor. Frigider, ai un frigider acolo, frate, de apă. Dar oricum e încăpător portbagajul. E încăpător, dar nu mai poți să ajungi foarte bine la roata de rezervă. Da. Băi, e bine că are roata de rezervă. Multe mașini din ziua de azi nu mai vin cu roata de rezervă. Deci asta este un avantaj pentru mașina ta. Și dar l-ai pe rezervă, frate. Da. Și păi unde ții metanol? Păi am venit cu el din Polonia. Cu două canistre foarte mari. Când am luat bordura aia de care v-am povestit, m-am gândit, zic, bă, ardem ca șobolani, dacă e cazul. Am e... luat asta, cine știe nu, ce? E rău. Păi bine, acolo e combinat. Dar... indicațiile au fost să-l folosesc în combinație cu apă distilată. Uh-huh. Dar spune-mi, el este tot timpul cuplat? Adică da. Îți el este injectează tot timpul... metanol în funcție de boost? Exact. Da. El e tot timpul cuplat, se activează automat în funcție de turația pe care o are mașina. Da, când ajungi la anumite ture, intră și metanolul. Altfel, dacă mergi cu minte, stă și el acolo în rezervor. Cât metanol consumă, frate? Nu știu. Cert e că anul ăsta ne mergem foarte mult. Am consumat o canistră de vreo 30 de litri în proporție de 3 sferturi. Nu știu dacă te-am întrebat, acum după ce ai refăcut motorul, ce putere are mașina? Nu știu dacă te-am întrebat. Ba da, te-am 920 de cai. Te-am la început, cred. Da, 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 da. 920 de cai. Da. Și 1150 de Nm. Ce să zic? Acum nu ți mai rușine, nu-ți mai rușine dacă te întreabă la benzină. Acum am venit aici la voi și trebuie să zic totul, nu? Da, mă, mulțumim frumos. Uite și evacuarea și difuzorul care ăla e de fabrică. Evacuarea Sebring, bam bam bam, se bălângăne, trebuie acolo un tampon frumos. Așa. Numărul e strâmb, dar așa e el, știi? Da, de la viteză. De la viteză, de la plecări. Bun, mulțumim frumos, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. V-au plăcut și cadrele montate. Mai există, mă, Dream Squad, că văd că există un sticker acolo. Există un sticker care dă să moară și el. Da, mă, pasiunea s-a dus. Eu fiind președintele clubului care există. Și mai având niște cezuri, niște... Mai fost niște sticere, frate, să spui acolo. Ăla rămâne ultimul, da. Da, foarte e ultimul care mai e activ pe vreo mașină. Ultimul mohican, am înțeles. Bun, hai că o vedem la Q&A și mai vedem cadrele filmate. Dacă vă place, susțineți, share, like și subscribe. Asta este tot ce puteți să faceți și nu uitați, avem cont pe Patreon, dacă aveți nevoie de sfaturi, sugestii, nu, reclamații nu rezolvăm, scrieți pe Patreon și noi vă ajutăm cât putem.